Deci trebuie să spălăm acest motor la această mașină, la această marcă, fabricată, cred că e prin 2018-2019 acest vehicul. Da, 2018 în geam, 2019 în realitate. Spălăm motorul? Da, asta e mașină de pește. De pește? Da, bă, sincer, nu cred că e cea mai bună alegere. De ce? Mm. Uite, are sertar sub scaun. Bă, te încurci. E fugitor pe două. Unde? A, ah. Da. Stau și în modul. Ia stai puțin, că vreau să mă uit la o chestie. Vreau să mă uit la o chestie, la aia. Uite cum s-a umflat pe aici tabla, pe la ăstea de la geamuri. Uite cum s-a rupt volanul. Câți kilometri are? 233.000. Bă, nea Robert, nea... Aoleu, asta o știi? E bine. Hai să-i spălăm motorul, să vedem. Pornește, nu pornește, se oprește. Păi cum e omul de pește, că nici nu e 4x4? Aba, asta e casa, are 4x4 aici, da. Unde te coli așa scrie? Nu mai e învățat cu de-aia, de că tot căutam eu, dar are 4x4 acolo. Asta e mai nou. Da, asta e mai nou. Asta e... Păi, nu are 4x4, are 2, păi... așa, auto și loco nou. Păi, mașinile ăștia nu au 4x4. E un pseudo 4x2,5, cum ar zice domnul Păun, dar aia e 4x4. Da. În rest, se ține beton. Vedeți, să vedem dacă ușile freacă în caroserie pe aici, prin spate. Oh, nu bă, ce ai? No. Hai, ce bine. Mai bine pe dracu, stai că nu mai intră chederul la loc. Ce? Nu mai intră chederul la loc. Gata. Mai rog că mă pricep la Daci, ce-i? Ia, dacă te pricep la Daci, poate și tu la Daci, de genul. Păi că mă uitam puțin de rugină pe aici. A, nu ne ajută cerul ăsta prea mult. Să scot roata de rezervă de aici? Bă, lasă-o că scoate șeful. Trebuie să mă uit la ușa cealaltă, totuși. Ia să vedem dacă și asta freacă în carosie. Da, n-a frecat asta, n-a frecat aici, nu s-a luat vopsea aici. Trucaș din ăsta e, da, cu pastă. Și aici nu e grav. Bine că nu au rugină așa pe la... Zonele așa de jos, dar bine, totuși 2018 sunt 6 ani. N-ar avea de ce să aibă. În rest, foarte, foarte bine se prezintă. Se mișcă un pic și scaunul din dreapta, dar nu contează că la pește nu te afectează. Aplică soluții, aplică 1.5, nu se strică. Ce? Multe mățăraie din ăștia pe aici, vezi, în șirături. Dar vezi, uite, e pentru 2018 e fără AdBlue, ceea ce e bine. Bun, și acum îl degresezi și după aia îl spumezi. Dă cu spumant, ce-i facem? Da, după mai lăsăm să acționez de pe altă. Umblat aici numai schimbător de piese. M-a umplut totul de ulei. S-ar putea să nu fie de la schimbătorul de piese, s-ar putea să mai curgă așa, știi? E, mai curgă. Piși picolo. Da, ce totuși. Ia, șefule, bagă-i spumant. De albă ca zăpada cu cei 17 pitici. Biancaneve. Bagă și în toba de eșapament. Să vedem DPF-ul. Padalare aici, uite, bagă, bagă bine. Bagă pe el. Bagă, mă. Nu se strică. Ah. Hai
hai să o lăsăm să acționeze acum. Și după aia o luăm la clătit. Clătirea! Ce-a avut? Curățat-o așa, am deratizat-o exterior cât s-a putut, nu arată rău, rău. Foarte, se ține totuși bine pe unele părți la vopsea, pe parte, bine, mașina din România, nu e mașina din afară, n-are pietricele. Problemele astea din spate, de aici, de la uși, atât de bine cunoscute. Și pe aici, pe partea asta, văd că are pietricele în uși și vopseaua sărită. Da, mă rog, atât s-a putut. Pe aici, acum văd că e curat. Acum văd când e curat. Șefule, rugina n-o văzut în picioare. Era curată la fise, de ei, nu o ruginește dasterul așa ușor, dar... Dar la 6 ani, mă rog, bine, cam atât a avut și tratament. Ce tratament? Atare asta, garanție la tablă, nu, anticoroziv. Da. Și acum, spuneți tatăl nostru, mai pornește. Fărâna de mână la 5 dinți. Pam, pam, ia uite, verificare, funcții, control. Uite, eu are și swap. Cel mai bun lucru la mașina asta e motorul de 1.5. La sfert de kg. Exact. Calculatorul ăla era pus la masă, nu doar la un fel. Tu are și navigație. Pă, ce mă, dotare, mă, nu există așa. Are navigație cum aveam eu în 2002, în tabletă. Tot și ce mi-a plăcut timpul la mărcile astea. E, nu la mărcile astea de pe papucii mei. La mărcile astea, gen Dacia, uite-te și cum e pedalierul aliniat. Bă, să nu faci... Ambreiajul e cușc. Păi asta, dar la toate e așa, bă, și la Renault, și la Laguna aia de-am avut-o, și la... Ce treacuri face, bă, nu știu, mă rog, de ale lor. Și e bine că... Axonul e unde trebuie. Lasă. Unde o tragem de aici? Nu, lasă aici. Am o lăsăm aici? Bag la nou, bine. Pregătit pentru mine.